De aproape 3 ani, ziua de 8 martie o prinde pe campioana olimpică de la Beijing, Alina Dumitru, din dubla postură de mamă și antrenoare de judo la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Retrasă din activitate în 2012 după a doua medalie olimpică obținută la Londra, Alina știe cum să facă judo atractiv atât pentru copiii pe care i-are în sală, cât și pentru fiul ei, Ianis, care se dovedește a fi un talent precoce. Ianis, care este relația lui cu Judo? Wow, da, chiar de curând am fost la, am fost la sală, acum câteva zile l-am dus că s-a trezit și a, a putut să, să meargă cu mine la sală și l-am pus să facă judo. Bineînțeles, noi în fiecare seară facem judo. Mami, hai să facem judo. I-am arătat câteva tehnici, însă am rămas surprinsă să văd că, după cum știți, judo se practică și la sol și în picioare. Să văd că știe să scoată piciorul dintre picioare atunci când suntem la sol, când suntem în neoazal, L-am prins, țineam acolo și M-a surprins că a știut cum a trebuit să scoată piciorul între picioare, să treacă în, în fixare, fără să-i arăt eu asta. Până acum am arătat câteva tehnici, procede, am încercat să-i arăt căderile, încă mai avem de lucrat la, la căder, că și lasă capul pe spate. Încerc eu să-i explic, să-l pună bărbia în piept, dar probabil e prea micuț, nu are nici trei ani. Dar m-a surprins și ea surprins și pe restul, când a mers, mers la sală, a făcut tehnici frumoase și știa atunci când îi spuneam. Am învățat Ipon Suainaghe, am învățat ucigari și am învățat Ucimata. Ucimata, bineînțeles, este pentru cei avansați. Dar i-am spus, mami, fă Ucimata, știu să-și arunce piciorul la Ucimata și toți au rămas surprinși. Va face judo, clar voi fi alături de el și îl voi susține și uh, uh, orice problemă ar avea știu cum să-l cum să iau. După ani de zile în care a încurajat-o și susținut-o pe Alina, mamaia alia vrea să mai trăiască odată emoțiile unei olimpiade. Mă bucur de tot ce a făcut Alina și acum mă aștept să mai am altă bucurie la nepoți. și sper să-i calce în urmă nepoții ca să mai mă bucur, să mai apuc să, să mai văd o olimpiadă. O olimpiadă cu Ianis pe podium. Cu Ianis, da, i-a spus lui Alina, zic, eu vreau să trăiesc să-l văd în surat Le urez tuturor mamelor și doamnelor, sincer, la mulți ani și multă, multă sănătate.